Generally, I'm not a submissive sort of a guy, but there are a few times in your life when you know you're about to have a great time, you're about to have a great meal, and just give yourself over completely to the experience. And that's what I'm about to do. Hi, hello! Bună seara tuturor! Bine v-am găsit la un nou episod de Găteală cu Mătușix. Este miercuri și n-am mai făcut de ceva vreme un episod în care gătesc alături de voi, așa că astăzi vă iau cu mine în piață și vă arăt ce pot să gătesc cu ce găsesc prin piață. Dacă v-ați gândit ce să mai gătiți sau ce să mai cumpărați care să nu fie pe lista de BDS, adică de produse care contribuie activ la genocidul din Palestina, well, uite că puteți în această cale să și susțineți producătorii locali sau oamenii de la piață care vin cu produsele proprii și le vând. Așa că astăzi vă iau cu mine și gătim whatever this is. Asta mi-a fost outfit-ul de ieșit și sper că sunteți bine până la un următor video în care fac research. Am zis că hai să fie o miercuri așa mai chill alături de mine. Deci fără prea multe alte introduceri, eu zic să trecem deja la gătit. Na bun, aici este ținuta mea de gală la care m-am decis să mă duc la piață cu șapca și ochelarii. Asta este plasa cu plase și eu am să merg cu bicicleta până în piața Mărești, dar voi puteți să ajungeți cu absolut orice bus, în special 25-ul care vă duce aici aproape. Trebuie să ajungeți aici ca să intrați în piață, unde sunt producătorii și producătoarele cu legume și fructe. Iar aici vă arăt la final când am ieșit cu plasele pe unde puteți ieși și intra. Aici eu deja ieșeam cu produsele, dar este destul de ușor și nu aveți cum să vă pierdeți, este doar drumul drept și apoi imediat vă rotiți și găsiți. Aici este recolta cu cele două plase, cu ce am cumpărat, plus niște cafea pentru că rămăsesem fără, de la magazinul german din piață. Așa că după ce am încărcat bicicleta cu produsele, m-am dus acasă și m-am mai oprit până la un magazin să iau pâine și mâncărică pentru Luna. Aici sunt eu cu plasele făcând mușchi și arătându-mi poroabele, care a fost foarte greu. Dar aici este recolta cu ce vom găti astăzi. Aici avem un shot cu toate produsele pe care le vom folosi. Și cum ziceam, am oprit ca să iau niște pâine, humus și mâncărică pentru Luna, iar restul sunt legume și chestii pe care le vom folosi astăzi. Foarte estetic, foarte frumos, slay, foarte colorat totul, foarte do-re-mi. Roșiile în special au fost foarte bune, foarte zemoase și bine făcute și am luat și niște fructe de sezon, cum ar fi cireșe, pepene și n-am mai filmat, dar după ce am terminat cu produsele, am mai mâncat și o pară și apoi am urcat pe șa și am plecat acasă. Și mai luasem un sos de rodi tot din piață și condimente. Aici este Luna, care este ajutorul meu de bucătărie și stă la locul de veghe, unde are grijă ca totul să fie ok pe palier și aici începem încet încet show-ul de gătit. Aici este frigiderul care n-a mai fost de multă vreme așa plin, which looks amazing. Și începem. Prima chestie ce am făcut a fost să îmi fac o salată după ce am ajuns acasă, cu tot ce am avut, cu castraveți și toate chestiile. Mi-am pus niște sos de rodi, ardei și am mâncat cu humus și pâine și, bineînțeles, plus cu avocado, care este esențial. A doua dimineață am mai mâncat tot la fel, mi-am mai pus niște nuci, mi-am mai făcut și un iced coffee și cam asta a fost mâncarea. Iar apoi m-am apucat serios să gătesc, dar bineînțeles nu înainte să iau shorts-ul, care este esențial și primit de la o prietenă. Absolut esențial înainte să începeți să gătiți, să vă puneți shorts-ul de gospodină și să slay în bucătărie. Aici deja I'm ready to serve și ne apucăm încet încet de găteală, dar bineînțeles că nu înainte să luăm ceva până să mâncăm, pentru că pe mine mă apucă tremuriciu până să apuc să mănânc, deci am învățat pe propria piele că e mai bine să mănânci înainte. Aici deja este tăiat
pepenele și doamna din piață a fost foarte drăguță și m-a învățat că trebuie să apeși pe punctul rotund al pepenului și dacă sare ca o minge de fotbal, înseamnă că este copt și bun, ceea ce a fost adevărat pentru că chiar a fost bun și delicios și hidratant și am mâncat jumătate până să mă apuc să gătesc în bucătărie. Iar cealaltă jumătate am împachetat-o și am pus-o în frigider ca să rămână pentru mai încolo, mai pe seară, mâine, poi mâine, who knows cât mă ține, ca când vine cheful. Dar da, aici sunt eu și sunt gata de gătit, așa că hai să începem cu primul element din această seară, care este conopida. Am luat două conopide mici pentru că mai mult nu pot să mănânc și gătesc doar pentru mine, dar puteți să luați porții mai mari. E important să le spălați pentru că conopidele de obicei au pe tot felul de cotloane murdărie, ceea ce e important să fie spălate foarte bine și dovadă la hater că îmi spăl legumele. și după aceea tăiați în jumătate și tăiați și frunzulițele care mai sunt rămase și da, tăiați-le ca să le puneți în bol pentru că va urma elementul de condimentat. Eu le tai de obicei în două sau chiar în patru, depinde cât de mare este conopida, dar în felul ăsta cam ajunge, cam așa arată, arată foarte cute. Și vom condimenta cu sare, piper, bineînțeles cu orice puteți să faceți, dar eu mi-am luat din piață niște, ăsta l-am primit de fapt, un zatar verde de la magazinul sirian. Asta este curry, care l-am luat de la magazinul de condimente din piață și am mai luat niște chili, care chiar este foarte bun, niște fulgi de chili, care sunt foarte buni pentru orice mâncare. Dar cum ziceam, puteți să condimentați cu absolut orice, după gust, puteți să nu puneți niciuna. Mie mi-a fost poftă, așa că astea au fost condimentele din această seară. Și începeți și puneți, pentru că oricum conopida e destul de... puteți să puneți foarte multe produse, foarte multe condimente, pentru că conopida oricum nu absorbe, decât dacă puneți și ceva care să ajute, cum ar fi uleiul de măsline sau orice, dar eu pun destul de multe pentru că de obicei când se moaie în cuptor începe și se absorbe cât de cât din conopidă, dar e o legumă destul de încăpățânată, așa că eu personal pun destul de multe condimente și cum ziceam, da, iau din fiecare. Eu personal pun cu mâna pentru că eu mănânc, eu fac și așa mai departe. Puteți să faceți și voi pasul ăsta, puteți să nu, puteți să aveți mănuși dacă gătiți pentru cineva, dar eu îmi gătesc, eu mă spăl pe mâini, eu fac, so... Yes, ăștia sunt fulgii de chili, care sunt foarte cute și foarte, foarte buni la orice mâncare, cum ziceam. Și da, am pus un pic mai mult decât trebuia, dar nu se simte pentru că oricum o să fie mai multe legume în tigaie. Și cum ziceam, ca să fie un pic umedă compoziția, am pus și niște ulei de măsline. Puteți să puneți de ori de care, nu știu, și de fără soarelui sau de dovleac sau ce nebunii mai aveți voi prin asta, prin bucătărie. Aici este un cadru cu luna în care, bineînțeles, ea este ajutorul meu de bucătărie. Luăm o tavă și punem toate care ne trebuie astăzi. Dar, bineînțeles că nu înainte să punem folia de copt, care ajută foarte tare. Și da, cum ziceam, luna este acolo să supravegheze că totul se desfășoară etic și frumos și nu se consumă animale, produse animale sau alte chestii care conțin violență. So, yeah, she's very attentive, adică se uită cum pun uleiul, dacă fac bine și da, este foarte atentă la orice detaliu, orice fac, orice... acțiune, se asigură că este în regulă și bineînțeles că ăsta este momentul în care ea își plătește datoriile de chirie. Aici este momentul în care eu ascultam un mesaj vocal de la o prietenă dragă și îmi spălam cartofii. Bineînțeles că cartofii puteți să-i puneți direct așa cu coajă în tava de la cuptor, dar mie personal îmi place să se facă mai repede și i-am decojit, adică am dat coajă la o parte. Dar din nou asta este o preferință și plus că se fac foarte rapid și se coc mai repede. So yeah, puteți să puneți și cartofi dulci dacă aveți în loc de ăștia, dar eu am găsit mi-am luat cu 2 lei acești cartofiori și cum ziceam, în total am dat 250, deci cartofiori au fost 2 lei, pentru că am luat așa o mână, două de persoană. Îi decojim frumos,
Și continuăm cu legumele care vor fi puse, cum ziceam, la cuptor. Aesthetic shot, yes. Următorul produs este, bineînțeles, vânăta, care este esențială și, da, o spălăm. După care eu personal mi-am pus două felii destul de mari, dar, again, depinde dacă gătiți pentru familie sau pentru parteneri sau așa mai departe. Eu am pus doar aceste două. My coconuts! Așa, anyway, puteți să faceți același pas cu condimentat, la fel ca la... ca la celelalte legume. Aici le punem direct după ce am încins un pic cuptorul, le punem la cuptor ca să se rumenească, închidem cuptorul și da, este foarte cald. Moment de slaying. Apoi, pentru că în momentul ăsta eu mi-am amintit că am uitat să pun că aveam și un morcov în cuptor, așa că momentul următor asta fac, mi-am amintesc că stai o secundă, asta da, ok, stai, lipsește ceva, doar le întorc puțin pentru că vreau să rămânească bine. Închid cuptorul și ăsta e momentul în care îmi dau seama că, ups, am uitat ceva. Hi guys, nu uitați să folosiți codul de reducere morcov29. Anyway, aici am pus morcovul, cum ziceam, am pus două, am luat doi morcovi și erau destul de mici, așa că i-am tăiat și am pus acolo. Oricum nu e problemă pentru că morcovii se fac destul de repede la cuptor, ceea ce e destul de bine că au avut avantaj restul. Apoi am tăiat două cepe și țelina am să pun apoi, chiar dacă multă lume evită să pună țelină, puteți să o mascați cu foarte multe condimente sau la cât de multe produse punem, deja nu o să mai simțiți. So, yeah, începem cu uleiul încins, punem ceapa și apoi continuăm. Și usturoi, dacă aveți, eu aici am pus doar ceapă, cele două cepe, sare, pentru că îmi place să pun condimentele imediat după. Și da, apoi țelina, care o să o mascăm cu diferite arome și sosul care o să fie la final. Dar dacă vreți să aveți chestii sănătoase în dietă și să nu le simțiți, puteți să faceți pasul ăsta la început și apoi să puneți ardei, care și ăștia sunt foarte aromați și foarte delicioși. V-am lăsat aici o compilație de sfărăit legume în tigaie. Niște sare. Apoi am pus verdețurile ce le aveam luate din piață, adică pătrunjelul, mărarul și un pic de mentă ca să fie puse acolo. Mai apoi aveam acest produs de la magazinul corean, care este pe bază de soia și care am pus undeva la două linguri pentru că se simte destul de bine la consistență, la compoziție. Nu știu dacă se și aude, probabil se și aude cum sfârâie. Apoi sosul de roșii, care este partea mea preferată, adică îmi place să pun sos de roșii cam la orice, puteți să puneți și bulion sau orice altceva. Bum, mușchi. Și apoi îmi place să pun din nou condimentele, cum ziceam, zatarul verde, care e primul de la o prietenă. De obicei, mai ales când pui sos, nu se mai simt așa de tare cele puse de început, așa că îmi place să recondimentez sau să repun ceea ce voiam înainte. Am mai pus și niște curry. Am amestecat un pic și apoi am zis că să le las să se mai liniștească, să pun un pic de... să pun capacul ca să stea acolo și să se facă, dar înainte de asta am să pun niște apă în cănuța mea de Moomins, care este foarte drăguță și luată de la Pepco. Hashtag sponsor-mi Pepco. Am pus apă ca să se facă
mai lichid sosul și să se închege foarte bine consistența. Bineînțeles că nimic din ce fac aici nu este obligatoriu, puteți să înlocuiți, puteți să nu faceți toate lucrurile pe care eu le fac toți pașii, puteți să faceți doar unii, puteți să condimentați cum vreți. Sau dacă nu vă place, ia mai dă-vă dracu că doar nu-s Masterchef. Aici este partea în care eu personal îmi place să mai pun uneori de la castraveți niște oțet din acela condimentat. E foarte aromat și mai pun uneori la mâncăruri ca să mai dea niște gust. Mai las aici ca să se așeze aromul, mai pun și niște wasabi. Cum ziceam, este strict o preferință personală, dar îmi place când se îmbină mai multe arome. Asta este shotul final cu mâncarea, care este gata și este arată delicios și care poate fi mâncată. Aici este o parte în care eu aveam geamul deschis pe palier și ca să se aerisească și treceau niște fete care au zis că miroase foarte bine, ceea ce înseamnă că și mâncarea e bună la cât de bine miroase, ceea ce a fost trup până la urmă. Și pentru că mă coceam de cald, am decis să-mi scot o bere cu niște gheață pus într-un pahar ca să mă hidratez. Hashtag sponsor me, Ursus! Dar eu n-am mai povestit cu voi de ceva vreme, însă nu mai consum alcool de un an. Pentru că preferință personală, dar nici pâine cu gluten, adică evit tot ce conține glutenul, pentru că am descoperit că am niște probleme cu tiroida și am primit diagnosticul de Hashimoto, ceea ce înseamnă că trebuie să am grijă puțin ce și cum mănânc. Dar asta este rezultatul final, cum ziceam, mâncărica și berica fără alcool, care face parte mai recent din identitatea mea. Deci da, este gata mâncarea, este gata de servit și mă duc în cameră ca să mă uit la ceva de obicei. Dar a ieșit foarte bine, adică chiar sunt foarte mândră de și cum arată și cum se simte la gust. Adică sunt niște arome foarte bune combinate. Și aici sunt eu care mă uit la animeul Doremi, care este un anime din anii 90, e foarte amuzant și foarte healing așa pentru like serii în care vă e dor puțin să vă conectați cu Inner Child. Are super bun. Excelent de bun. I am so proud. La final este shotul cu vânăta, care s-a făcut foarte bine, adică s-a super făcut bine și conopida la fel, foarte zemoase și foarte copte și chiar au ieșit super, super bune la gust, combinate cu toate cele. Cum ziceam, eu mi-am făcut salată, dar puteți să mâncați cu cocoșar ca să aveți orice doriți, nu vă freacă nimeni să faceți exact ca mine. Și asta este mâncarea de a doua zi, cam așa arată după ce e pusă la frigider și combinată. Și da, vă mulțumesc că v-ați uitat cu mine, la mine gătind astăzi. Vă urez o miercuri / joie plăcută, pentru că probabil că vă uitați dimineața. Și da, mulțumesc că sunteți aici, aveți grijă de voi, nu uitați să vă hidratați și bineînțeles mulțumesc Patreons că-mi sunteți alături. Vă pup și vă ador, ne auzim într-o altă joi, probabil sâmbătă, sau cel mai probabil sâmbătă pe Twitch. Pupicei! Bye!